Bună ziua, bine v-am găsit. Suntem pe data de 7 aprilie. Mă tot uit să aduc ceva la telefonul ăsta să-l acopăr. Cred că o bucată de polistiren ar fi ideal. Ia să aduc o bucățică. Acoperi telefonul împotriva soarelui, eu filmez dintr-un anumit punct și dacă îl acoperi cu polistiren în unghiul în care bate soarele, atunci vei reuși să filmezi în condiții bune. O să-l prind eu cu ceva, o fac cu un sistem ca să nu se mai încălzească telefonul de la soare. Este important. Bun, acum astăzi vin să mut o colonie să văd cum a evoluat de la ultima intervenție. Trebuie să o mut ca să fac extinderea coloniei. O mutăm, fiindcă nu știu dacă se vede până aici că colonia vecină o să o filmez după ce o mută după pe aceasta, dar crește făgura și necesită loc. Așa. Da, mai mult ca sigur necesită cel puțin 2 rame. Nu e așa mare colonia pe care o mut, dar este necesar pentru vecina ei. Pentru colonia vecină. Această substanță încă mai miroase a timor. Am mirosit eu acum să văd dacă chiar mai miroase a timor. Încă mai miroase, deci mai are timon, nu e nicio problemă. Am pus ieri acidul formic. Se pare că încă mai este necesar. Că voi vedea cât de necesar va mai fi să utilizez un anumit tratament. Dar până atunci să mutăm noi această colonie micuță. O pregătesc să se dezvolte și ea. Da, este o colonie măruntă. Aici a umplut totul cupole. Nu extind în partea asta deocamdată. Mai ținem, toate care puiet frumos, îl mai ținem. Chiar dacă este el așa mai bășgan, îl mai țin. Nu extins foarte tare, nu te grăbești cu ăștia micuți. Ai un pic de răbdare și după aia vor crește și ei. Dacă te grăbești, dacă te vei grăbi, iată ce puiet frumos are și această mică colonie, dar dacă te grăbești, riști să îl răcești, fiindcă temperatura coloniei nu se măsoară la 20 de grade, ci la 35, exact de cât temperatura are
nevoie colonia pentru a întreține puietul. Iată și următoarea ramă, arată foarte bine. Așa, patru rame pe care se află puiet. După această ramă deja nu mai se află așa multă albină. Deci nu necesită o extindere agresivă. Ce voi face? Îi adaug doar o ramă în lateral, doar pentru a depozita polen și îl las în pace să se dezvolte, nu știu, 10 zile. La mine vine această măsurare de 10 zile, fiindcă acel puiet care e gata de eclozare, aproximativ în 10 zile va fi eclozat. Eu măsor la 10 zile și îi adaug aici această ramă. Fiindcă încă este o colonie în dezvoltare, așa, este o colonie doar în dezvoltare deocamdată, îi aduce un stimulent. La mine stimulentul l-am aici. Este vorba de rame cu miere. Aceste rame cu miere sunt stimulentul. Învățăm un pic. Dau cu trafalietul și este gata. Acum va crește și el încet, încet, așa, fără nicio grabă. Dacă el a fost micuț, acum o să crească el. Bun. Putem să-l închidem pe acesta. Era să-i uit și lui aceste mici hrănitoare. Mai trebuie doar să închid urdinișul la acest tub de unde am luat-o, ca să se obișnuiască la locul în care trebuie să se adapteze până la urmă. Așa. Foarte bine. E foarte bine. Acum
mare decât să vină să se obișnuiască la acel urdiniș. Noi mergem la stupul vecin. Aici trebuie închis. Gata. Și acum n-are decât să se ducă încet, încet la urdinișul care trebuie. O să le las un pic așa. Bun, o să revin cu următorul film după vreo 10 minute, zic eu. Da, cred că 10 minute. Până se obișnuiesc ele, o să mă duc să mut o altă colonie. Am venit la un alt stup, aici trebuie să fac alt tip de lucrare, de a muta colonia de aici, din buzunarul ăsta mic, îl mutăm în partea dreaptă, o lucrare asemănătoare cu cea de ieri. Deschid acest urdiniș. Punem și aici un pic de... să aibă orientare deocamdată. Așa, lăsăm ambele urdinișe deschise. Și acum mai intrăm și mutăm cuibul în partea dreaptă. Notăm tot cuibul în partea dreaptă. Alăzi. Aici este un cuib destul de măricel. Frumos totul și tratament, tot. Și doar voi muta cuibul până dincolo se obișnuiește un pic albina, să iasă albina din locașul acela pentru a extinde cuibul din dreapta acolo. Până atunci vin și fac lucrarea la acest stup. Așa, e bine. O să încep cu rama mărgina și ar trebui să mă duc o lădiță. Am adus o lădiță în care doar să pun câteva rame mai goale. Aici avem rame goale bune pentru orice lucrare vreau să fac. Și acum pot să iau încet, încet aceste rame, să le mut. Aici a venit matca și a depus trântori. Are nevoie de trântori. Iată, este aici matca. Puteam să o turtesc foarte, foarte ușor.
Așa. Am văzut că are matca această dorință de a depune trânturi. Aici e larvar. Frumos. Mai curăț eu și marginile astea de aici. Aici deja o să vină și mai lărgit cuibul datorită larva a venit până pe ramă, matca a venit până această ramă. Îi lăsăm ei acea ramă să se bucure. Ce puietă bătut aici, superb bătut, așa, o matcă beca. Curățarea asta a ramelor ia ceva timp, dar este eficient. Mai încolo. Mai peste vreo lună de zile așa o să fie eficient. Următoarea ramă. Un miros foarte plăcut. Și mirosul coloniei îți dă, cum să zic eu, un indiciu că colonia este în regulă. Ce să mai zic? Ia. Este o matcă beca, o matcă roșie, faină. Ce își păstrează însușirea dobândită. Totul e să ai tratamentele bine făcute la zi. Colonia nu prea mai avea loc acolo, un buzunar, n-a... Eclozează acele patru rame, plăci de puiet. Nu mai ai ce să mai faci după aia. Nu mă mir că matca a venit să bată puiet în margine, fiindcă nu mai este spațiu, nu mai are o celulă goală în partea aceasta.
Aici mai am eu ramă pentru ea cu rezervă de miere. Diafragmă. Să văd aici ce rame am pus. E greu de ținut minte fiecare operație pe care i-ai făcut-o. Bun, asta este o ramă cu mâncare. De fapt, am două rame cu mâncare lichidă. Astea o să vină în mărgini. Iar lângă, în capete, vor veni rame goale. Mă duc să aduc două rame goale. Astea să le am aici. Eu le am aici. Deci, rama cu mâncare, eu pun la perete. Iar o ramă goală, bună de oat, care o să fie imediat bătută cu ouă de matcă. Dacă venim în 10 zile, o să fie plină cu larvar. Sau chiar căpăcit în 10 zile. Nu, larvar o să fie pe ea. Așa. Bun. Trecem mai departe, în partea opusă, o ramă goală, mai este aici un pic de miere. Așa. Ramă goală. Nici o intenție de a sparge cuibul, cu toate că aș avea albine să sparg cuibul, nu-i nicio grijă. Ramă cu mâncare, așa, diafragmă. Diafragmă și aici îi las o ramă cu mâncare de rezervă, această ramă, plus o altă ramă goală aici. Dacă îi las locul ăsta liber, o să-mi construiască aici și nu vreau. Așa, acesta este un stuc completat, să zicem așa, da? Ăsta într-o... Nu știu, cred că la începutul lunii mai deja poate fi poate chiar mai repede trecut la mulțire. Bun, cam atâta, îl acopăr, după care în următorul film ne întoarcem înapoi la stucul care trebuie să zic așa, extins. Mai am unul în partea cealaltă.